Acum, când se va face în toată țara plata cu cardul la Trezor? Se face în acest moment, au fost semnate contractele și se achiziționează POS în două județe, în Galați și Timișoara. Și e o chestiune de 2-3 zile până când, într-adevăr, ele vor fi efectiv operaționale. Achiziția aceasta pentru acest serviciu pentru plata cu cardul s-a făcut diferențiat pe fiecare regiune a ANAF. Practic, Galați și Timișoara au fost cele mai avansate, dar urmează într-un termen foarte scurt, de câteva săptămâni, și celelalte regiuni ale țării. Noi spunem că până la începutul lunii septembrie, practic luna septembrie este luna în care se vor face plățile pentru trimestru 3, până în la începutul lunii septembrie, toată țara va avea această posibilitate de a oferi servicii de plata cu cardul la ANAF.